Șoferul în vârstă de 43 de ani din Dorohoi se afla în mașină cu încă două persoane. Din câte se pare, cei trei se întorceau de la o înmormântare, fiind îmbrăcați în haine negre. Pe raza localității Brăiești, conducătorului auto i s-a făcut rău, a tras brusc de volan și s-a oprit într-un șanț. Pasagerii au sunat la 112, iar la fața locului a ajuns un echipaj smurd. Nimeni nu a fost rănit, însă șoferul a fost transportat la spital pentru investigații. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili ce a condus la producerea accidentului rutier.